Mă, Iulius, mă, nici aici n-am loc de cine, mă, ce țâni, una alta, ești pe urmele mele. Să mă lași în pace, fi bun, dar acum dacă tot ai venit, haidea să ne facem noi de cap, că vorba aia, sarea în bucate descoperă tradiții și mâncăruri pe alese. V-am adus astăzi într-un loc extraordinar, inedit, special. Nici nu există suficiente epitete. Suntem la câțiva pași de Buziaș, în comuna Silagiu, la Pete Albinaru, ortacul meu de o viață. Iar ce vedeți voi aici, e o căsuță în care vin oamenii să se vindece de tot felul de boli ale tractului respiratoriu, de astelie, de boli nervoase. Pentru că aici nu-i saună, cum credeți voi. Aici se doarme pe albine, în lăzile astea, dar cel mai bine să-l chemăm pe Pete și să ne spună el cum a pus la cale și, de fapt, ce reprezintă căsuța asta. Pete! Bă, Pete! Da! Vino, mă, încoace, mă, că mi-am prins urechile, nu știu. Mă, ui, comandă, eu mai am de lucru la rame, la... Lasă lucru, stai jos acolo. Sper că mi-ai pregătit după somnul ăsta atât de odihnitor și de bun să beau și câte răchie. Câte răchie cu miere amestecată. Răchie cu miere amestecată. Ia zi tu, ce e aici și cum ți-a venit ideea? Ideea m-a venit ca să facem, să folosim chiar la maxim toate beneficiile albinilor, miere, polen, lăptișor, tot ce ne aduce albina, să ne folosim și de mediul lor din interior, care îl produc ele până aducerea în stupa tuturor nectarurilor din flori, ca să simțim și noi cum lucre ele și să ne dăm seama exact la ce ne ajută pe noi la organism mediul lor din interior. Deci ele, aducând din natură toate, de la toate florile care le vizitează nectarul aici înăuntru, ele lucrând aici cu uleiurile volatile care sunt stup, elimină un miros benefic organismului, care ne ajută la diferite boli, de exemplu bolile respiratorii, insomnii, depresii. Asta știu că mi-ai povestit. Deci, eu practic când vin aici și dorm 3 ore, da, practic eu respir aerul din stup, da, nu? Da. Din stupi. Câți stupi ai băgat aici? Aici am 4 pe parte, 4 pe alta, 8 stupi avem 8 aici. Stupi. Și văd că sunt făcute aici niște... Niște site pentru aerisire. Aha. Și aerul, ia fi bun, arată-mi, că n-am văzut niciodată cum. Hai că ți arăt imediat. Ia. Uite aici, ca să și lucrurile ei să... Aha. Așa. Uite aici. Deci aici o să... Uite, bă, că avem... albinele vie acolo. Aici avem niște site ca să se poată elimina aerul din stup în căsuță, dar nici să nu treacă albinele ca să înțepe oamenii care intră înăuntru. Vai, eu știi ce, mă umplu dacă mă înțapă o albină. De exemplu, aici mai ajută foarte mult la sănătatea omului zumzetul albinelor, care face o legătură directă cu creierul omului și îl liniștește. Deci în special pentru depresii. Da, și ba, dar ce finuț se aude așa. Da, zumzetul la zeci de mii de albine. Știi cum face? Știi cum face, Pete? Cu ce asemăn eu? Cu ce? Nu-ți dai seama. Când sfârâie cârnați în țiganii, așa, încet, 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 când o ia țigania din loc, ori cu carne fript, ori cu... Doamne, că mi s-au făcut o foame, că am stat eu aici... Cum o întorci tot la mâncare ajungi la acest place? Păi, dar n-am încotro, Pete. Mă duc acum să pregătesc ceva și să fac... De fapt, nu trebuie cu cârnat și cu din astea. E un lucru care se face numai în Banat, ceva specific Silagiului și e bunătatea de pe lume. O rețetă pe principiu că... Gata, închide cășuța și hai la cuină, că acolo e locul lui, cam e hai. Bine ați venit la Silagiu, în Imperiul Albinelor, la Pătul Albinaru. Și uite aici două mândre de fete pe care mi le-au încredințat și-au zis: Uico, ele sunt mâna ta dreaptă. Așa că astăzi sunt omul cu 3 mâini drepte. Ea e Pati. Ceau, Pati. Ea este Dori. Și amândouă formează un cuplu extraordinar. Când am gătit noi prima dată, vă mai aduceți aminte? Cred că în urmă cu 9 ani, în 2011. Așa. La Lugoj. La Lugoj. A fost ruga Lugojului și ce am făcut noi atunci? Găluște cu prune. Tot găluște cu prune. Da, foarte multe. Păi vă spun eu, ținta noastră în 5 zile să facem 10.000 de găluște cu prune, după ce cu o săptămână înainte am stabilit un record mondial. În 24 de ore am făcut 3300 de găluște numărate. Să vă dați seama voi că am avut aproape 60 de femei care voluntar veneau, stăteau câte o oră, două, una frământa aluatul, una le fierbea, una făcea prezul ăsta, alta mă ajutam, punea la îndemână farfurii. În tot cazul, erau micuțe, dar la fel de harnice și, auzi, eu nu mai mi-aduc aminte, eu cred că v-am și plătit. Mi-ai plătit, uică, dar cam puțin. Lasă că, uite, așa acum credem. Vă plătești recuperăm cu bombon. Deci, doar în Banat și într-o parte de Bihor, puțin în, spre Hunedoara, spre Târgu Jiu, se face acest fel de mâncare minunat. Găluște cu prune, oricum mai e numit el gomboți. Iar originea lor se pierde în negura vremurilor. Există un război dacă felul ăsta de mâncare e nemțesc sau unguresc. După aluat, înclin să cred că e nemțesc. Specialiștii în găluștele de cartofi rămân nemții. După prezelul ăsta minunat, cu un gust inimitabil, înclin să cred că e unguresc. Dar până la urmă, ca să dăm la pace, o să spunem așa, că un neamț s-a îndrăgostit de o unguroaică și primul lor copil a fost gomboțul. Așa, ne apucăm de rânduit și de făcut. Da, cu ce începem? Cu cartofi, începem să curățăm cartofii. Vă rog, dacă vreți să vă plăceți bine astăzi, apucați-vă cu 4 mâini și curățați crumpei. Pas cel mai simplu, curățați cartofii, tăiați cu bulețe, pus la fiert cu apă cu sare ca să ne iasă un pireu. Bun? Ei, acum am dat eu seama, pecilor, că niciuna nu e bună de măritat. Păi uite, câți cartofi s-a ieșea, tot atâta coș. O, nu-i păcat? Nu-i păcat, Uico, că noi creștem 5-6 porci. E ce-ar mai mânca dacă noi curățăm subțire? Uite aici, nici ce zăludă de om bătând. Păi eu dacă nu cresc porci, ce să fac? Ce curău ești, Uico! Ați auzit ce a zis către mine, m-a înfruntat, ce curău, adică că mi-i spotcat. Auzi, lasă că mă răscumpăr eu când o veni iarna și tăiați porcii, vin în coasă, îi țin de coadă la lunghiat. Bine? Bine. Na, iuta pe foc cu crumpeii! Așa, acum punem făina. Este foarte important să încercați să păstrați anumite proporții. La 1 kg, 1 kg și 200 de cartofi curățați și gata fiert, noi am apreciat după 8, adăugați între 300 și 400 de grame de făină, în funcție de temperatura camerei și de umezeala din atmosferă, și 4 ouă. Nu uitați, ouăle se încorporează unul câte unul, nu? Da, pe rând. Să aveți grijă să potriviți consistența aluatului în așa fel încât să fie ușor deformat, de întins, nu? Și mai apoi, bineînțeles, unse mâinile cu ulei. Este mai ușor de modelat, nu? Ia să vedem. Să nu vă ștergeți cumva pe bluză că mă bage tata vostru. Nu, nici pe mine că mă bage muierea. Trebuie să aveți grijă acum la fructe. În cazul nostru, prunele. Eu mi-aduc aminte din copilărie că aveam niște pruni, cum se numeau, bistrițe, prune bistrițe, care când trăgeai de prună, așa, uite, se desfăcea și ieșea sâmburul curat afară. Sunt aceleași prune din care se face faimosul magiun, oricum zic bănățenii, pegmezul ăla tare și dulce la gust. Dar, pe lângă prune, în extra sezon, puteți folosi. Struguri, cireșe, vișine, bucățele de măr tăiate, călite puțin la tigaie cu zahăr și, în general, orice fruct care se pretează la așa ceva. Important este aluatul vârtos, consistent, dar ușor și aerat, fructul și, la urmă, bunătatea care îi dă gustul specific. Prezelul, adică pesmetul ori grișul, prăjit în grăsime până devine rumen, amestecat cu zahăr, cu puțină scorțișoară după gust, iar găluștele fierbinți tăvălite prin prezelul ăsta. Oh, ce să vă spun, vă las în gura apă. Urmează cea mai înaltă tehnică în ceea ce privește munca. Adică, uite, ca Mihai muncește astăzi cu degetul. Poți să pui tigaia pe foc. Dorin, nu te supăr pe mine acum că mă joc de degetul indicator, da? Pune uleiul. Așa. Urmează un cub de unt. Ce este foarte important? Să folosiți un gris mai robust, adică o granulație mai mare. Grisul mult prea fin se pierde prin prăjirea asta. Așa, el având o granulație mai mare, un gris brut produs în România. Nu cumpărați francez sau unguresc. Wow! Ce bine miroase! Simți ce miros! Doamne! Uite de aici, de la Silagiu, din stupina fermecată a lui Pete Albinaru, începe raiul. Sunteți pe drumul cel bun, pentru că sunteți cu ochii pe sarea în bucate. Nu-i așa? Așa-i. Așa. Bă, eu tot nu mi-s mulțumit cu măsură. Dulce, că viața e amară, uite așa. Mai pune și scorțișoară? Sucur. Mai pune un strop, nu multă, că după aia îi dă gust amar. Atât, atât, atât. Să aibă doar un damp ușor de scorțișoară. Uite. Și acum ne apucăm să ferbem găluștile și când le scoacem fierbinți, le tăvălim prin prezel și le pregătim pentru marea, cum se spune, marea giftuială. Ia dă încoace, că nu stă bine cu ele. Iulius, fii tu atent aici. Împoponate, umflate, coconate, bunătatea lumii. Acum dacă le dai prin prezel îndulcite bine și le mănânci predânsele, hai da, apucați-vă de lucru, fiți atente. Eu mă duc, am o țără treabă, știu eu, nu trebuie să aplați voi. Ai grijă, că am impresia că sora ta apură din găluște și le mănâncă, da? Apucă-te și te vălești. Auzi, stai cu ochii pe sora ta, că am impresia că apură găluștele și le mănâncă. Aveți grijă că le-am numărat, știu câte îs. Le-ai numărat bine? Mă bat o potca. Cum n-ascult eu de vorba aia bătrânească, care spune că socoteala din târg nu se potrivește cu aia de acasă, de la Pete. Eu am comandat la meteorologi vreme bună, cu soare, ca să pot să desfac și 2-3 stupi, să vedeți ce lucră și cum lucră albinele. Și uite, numai zoaie, ploaie și noroaie. Și pe deasupra mi-am luat și păpuși noi în picioare ca să-i morșelesc. Acum, credeți voi că dacă e vremea așa, stuparul n-are de lucru? Hă, Pete e băgat în priză. Și haideți să vedeți ce face de la începutul toamnei până primăvara un stupar adevărat, un albinar. Pete, unde ești? Bă, Pete, mare bandit ești, mă! Ai fugit și m-ai lăsat acolo numai cu pecilii. O ți-a fost frică că început să curăți crump sau ce? Măi, că fiecare cu treaba lui. Adică? Uite, noi avem treabă când e vreme ră să pregătim pentru albinuțe niște faguri, rame, tot ce au nevoie. Voi cu mâncarea de încolo, pe când gătăm noi cu lucru, să ne ducem să gustăm ce ați făcut. Bun, am înțeles. Eu îți dau din ce producem noi, dar tu ce ne dai din ce produci tu acum? Eu o să vă dau din ce produc albinile, că dacă albinile noastre, noi le pregătim, le ajutăm pe ele, ele ne ajută pe noi și o să vă dau să gustați din ce pregătit ele anul ăsta. Auzi, câți tupi ai tu acum? 155 am vopsit și restul nevopsit. Cum adică vopsit, mă? Niciodată nu spune un stupar că ți-are exact. E o superstiție, da. Să nu spui. Deci îți destui de mulți. Deci ai undeva cam atâția cât... Cam atâția cât trebuie. Știți cum s-a apucat Pietre de albinărit? Dintr-o întâmplare, cum a fost Pietre? S-a aninat un roi. Și ce-o zis? S-a dus la un vecin, bă, uite la mine, așa, așa, așa. Ăla zice, n-ați dau eu o ladă. Și a adunat tot roiul în lada aia, o nu? Da. Și a avut și Pete un stup. Și acum are ca la manele, fără număr, fără număr, fără număr, că-i bandit, nu vrea să spună. Ce ai tu aici, mă? Pentru că n-am putut să vă arăt afară, că aveam de gând să vă deschid un stup afară, să vă arăt exact cum e, dar nu avem voie. Că ele au nevoie de o temperatură la puiet acolo și dacă lucrăm la ele își pierde din temperatură. Aha. Vă arăt aici cum e. De exemplu, ăsta e un stup dadant pe 12 rame. Când albina e plin de puiet și de albină, o să punem în magazia. Deci atunci o să-i punem în magazie. Mai pui o magazie. Da. Ele când văd că e plin, eu dacă nu le iau magazia sau nu pun a doua magazie, roiesc. Tot la ruit am ajuns. Pleacă. Atunci ori le iau jos și valorificăm mierea ca să ajutăm oamenii, că asta e legătura apicultorului. Deci apicultorul face legătura între natură și om. Bă, cu albina. Și atunci automat trebuie să ajutăm și noi. Eu sunt cel mai mulțumit atâta timp când pot să ajut un om cu o miere curată, naturală, care albina o aduce din natură. Aici nu-i numai miere vorbim. Aici vă arătăm și un alt produs al albinelor. Uite, de exemplu, e propolisul. Ele pun aici propolisul, propolizează și atunci eu vin și le iau frumos și adun și îți fac tinctura aia de propolis, antibioticul natural. Dacă folosești așa ceva, ușa la farmacie nu mai deschiză. Asta mi-a spus și mie moșul. Am mai văzut și lăptișor de matcă, ăla ce-i? Am prins o matcă și am mulț-o. Hai, nu pe bancuri. Ei, stai mă, deci lăptișorul de matcă e ăla cu care se hrănește matca. Da, numai matca. Deci albinele știu ce să aducă pentru matcă, ca să iasă o matcă bună, de produs, puiet, ca și, deci să fie o matcă îngrijitoare, atentă, deșteaptă, cu minte, de vreme acasă. Deci să nu, așa? Și atunci ai numai pentru hrănit matca. Numai pentru hrănit matca. Bă, frate. De exemplu, este și apilarnilul, care e pentru trântori. De exemplu, dacă am un fagure care, am avut un fagure pe aici care avea celule de trântori, de exemplu, ăla care are celule de trântori sunt un pic mai mari, celulele. Aha. Acolo cresc trântori, dar noi nu o să avem nevoie normal de trântori. Dau și eu un rol acolo, până la o limită. Când le scoate, vine albina, ia de umăr și aruncă afară. Da? Poate așa bățește și bărbați, în general. Gata, gata, până aici. Să știi, de-abia acum nu mă îmi pare rău, dar absolut deloc, că am venit pe ploaie și pe zoaie și pe fulgerat la cine. Că atâtea lucruri am aflat astăzi, nu mă știi ce las aici să continui tu cu lucru. Eu mă duc înapoi în cuină, că o să zică fecile tale că mi strântore și numai gura de mine. N-ai aflat nici 10% din ce aveam să-ți povestesc. Lasă, mă duc să-ți fac ceva bunătăți, să te lingi prămustăți. Să vezi tu că și bucătarul îi ca albinarul. N-am strigat și pe mine, că eu mai am de lucru aici până când... Ce chemăm când e gata mâncat tot. Când e gata de pus pe masă. Bine. Hai, spor la treabă. Doamne, sunt atât de fericit că încă nu s-a inventat televiziunea cu șpangleală de la distanță, că altfel aș fi sigur că ați dat năvală toți și mi-ați furat gomboții. Dacă până acum a fost un privilegiu și un monopol al bănățenilor și celor din Crișana, gomboții, acum, dacă am dat rețeta la sarea în bucate, sunt sigur că va deveni universală pe întreg teritoriul României și, de ce nu, poate și peste hotare. Ia uite, bunătatea lumii, ne vom bucura sufletul, dar așa cum știți voi că eu, ca bandit, am păstrat o porție zdravână de aluat și Și cum v-am promis, vă dau în detaliu încă o rețetă fermecată, așa numitele closse ale nemților. Aluatul de găluște îl umplem cu niște cârnați trași la tigaie, cârnați afumați bineînțeles, dar putem să folosim și caiser, costiță, orice fel de mezeluri neapărat afumat. Le vom fierbe exact ca pe găluștele celelalte, iar prezelul din care am furat la fel o porție zdravănă vine puțin mai altcumva preparat. O să punem boia, cimbru verde, piper din belșug și secretul și arma de bază, o brânză zdravănă de oaie rasă. Iar prin compoziția asta vom tăvăli gomboții, după care îi servim cu un adaos de sos. Aici am un sos brun, tot după moda nemțească, dar îl știți cu toții cum se... Cum nu știți, atunci stați cu ochii pe sarea în bucate și în viitorul apropiat dăm și rețeta sosului brun. Amestecăm pe smetul cu brânza. Uite, după gustul meu mai trebuie brânză! Bă, fete, ce mi-ai făcut tu capul călindar? Cu albine, cu stup, cu rame, cu alea. Uite aici, artă bucătărișească cum numai în Banat să face. Aici am găluște după moda nemțească, closse, umpluce cu cârnați afumați, presurace cu prezel, cu brânză, cu sos brun deasupra. Aici gomboț pentru care s-a dus faima în toată România asta. Aurul brun al Banatului. Ce zici tu? Da, mă, Uico, dar ai uitat ce e mai important. Ce anume? La un apicultor, când intri în curte, trebuie să folosești miere. Da, bă, cu gomboți ăștia mier extraordinar. Care mi-o recomand? Uite aici, am o miere de mană. Asta de e mană. Foarte bună pentru mi-a trebuit una de... Pentru ce? Pentru az. Tratează az. Aici am o miere de tei. Dacă îți dau jumătate de borcan să-l mânci o dată, dormi 2 zile. Aha, e pentru deci insomnie. Da. Dorm ca tu, sau când, dacă ai diabet, poți să iei o linguriță în fiecare zi fără nicio problemă. Așa, altă ceva. Aici am o miere de zmeură de la munte. Miere de extraordinară, da. Păi, eu zic că după gusta aia de zmeură. După și zmeură. Aia și acolo. Aici avem o miere de rapiță, foarte bună la oase, așa la ficat, arată are glucoză. Bă, eu am zis că asta e untură. Nu e untură, e miere. Și aici am o miere polifloră care folosește la tot, inclusiv la ce ți-ai dori să te ajute. Pentru aia. E extraordinar. Gata. Eu zic că aia de zmeură dăm să torn deasupra. Uite aici, asta bine. E o miere de munte. Dar eu, mă servește așa ca pom. Uite. Ia să vedem acum. Hei, Pete, de-abia acum, tunând mierea deasupra, pot să spun că vorba aia noastră e adevărată. Stomacul deștept ține mintea sănătoasă.